libere și pluraliste. 4. Optăm pentru înnoirea și democratizarea activității interne a Partidului Liberal, realizate pe criterii de comunicare eficientă și colegială în baza pluralismului de opinii, într-un cadru de etică și corectitudine reciprocă. Atragerea și promovarea resurselor umane valoroase în bază de meritocrație și competiție sănătoasă. Renunțarea la autoritarism și promovarea unei democrații reale a procesului decizional. 5. Considerăm oportună convocarea Congresului Extraordinar al Partidului Liberal pentru demararea democratizării vieții interne a partidului și promovarea în fruntea Partidului Liberal a lui Dorin Chirtoacă și altor noi lideri, astfel răspunzând așteptărilor alegătorilor și membrilor Partidului Liberal. Apreciem meritele și experiența politică a domnului Mihai Ghimpu, unul din liderii marcanți ai mișcării de eliberare națională. Totodată, luând în considerare evoluția evenimentelor politice din Republica Moldova și așteptările față de Partidul Liberal ca partid reformator, pro-european și atașat profund valorilor naționale, considerăm că este momentul potrivit ca rolul principal în conducerea Partidului Liberal să revină lui Dorin Chirtoacă, exponentul schimbării și noirii clasei politice din Republica Moldova.